Bună ziua! Astăzi vom învăța cum putem folosi formulele în Microsoft Excel pentru a calcula statistici folosind date din catalogul clasă. Ce este o formulă? O formulă este o facilitate a aplicației de calcul tabelar pentru a calcula informații folosind date deja existente. Pașii care vor fi urmați: crearea unui tabel cu date sursă, adăugarea formulelor, crearea statisticii. Crearea tabelului sursă. Să ne reamintim cum se creează și se completează cu date tabelul sursă din resursa catalogul clasic. Adăugarea formulelor. Cum se folosesc formulele? Formulele pot fi adăugate folosind mai multe metode. Metoda 1. Se selectează o celulă, se tastează semnul egal, se scrie formula. Pentru exemplificare, vom folosi funcția max. Selectăm o celulă, tastăm semnul egal, scriem funcția max pentru a calcula maximul mediilor generale. Metoda 2. Se selectează o celulă, se apasă pe butonul adăugare formulă. În fereastra de adăugare formule se caută formula dorită. Se scriu argumentele sau se selectează celulele care conțin datele necesare. Pentru a exemplifica, vom folosi funcția min pentru calculul minimului mediilor generale. Apăsăm butonul de adăugare formulă, căutăm funcția min, o selectăm, adăugăm argumentele ca fiind grupul de celule J4, J23. Vom crea o statistică pentru a arăta distribuția numărului de elevi pe gen și a notelor pe intervale într-o nouă foaie de calcul numită statistica. Vom crea noua foaie de calcul. Vom adăuga o nouă coloană în foaia de calcul medii, denumită gen, poziționată după coloana prenume. O vom completa după caz cu litera F pentru fete și B pentru băieți. Vom calcula numărul de copii și procentul de fete sau băieți corespunzător acestui număr.
Vom insera o nouă coloană. O vom denumi gen. Și o vom completa cu litera corespunzătoare. Să calculăm câți elevi sunt în clasă. Pentru a calcula acest număr, vom însuma numărul de băieți și numărul de fete folosind funcția COUNTIF. Aceasta va determina câte celule din grupul de celule de 4 de 23 al foii de calcul multi au ca valoare litera F pentru numărul de fete și litera B pentru numărul de băieți. Funcția COUNTIF va avea două argumente, grupul de celule căruia îi se aplică și criteriul. Criteriul va fi litera corespunzătoare. Se va calcula procentul de fete în celula B6 al foii de calcul statistică ca fiind numărul de fete înmulțit cu 100.0 și împărțit la numărul total de copii. Asemănător, se va calcula numărul de băieți. În foaia de calcul medii se va adăuga o nouă coloană, la dreapta, cu denumirea promovat. În aceasta vom afișa mesajul promovat sau corigent folosind funcția. Funcția se va scrie în celula L4 și se va copia în grupul de celule L5, L23. Funcția are trei argumente. Testul logic. Al doilea argument este cel selectat
Atunci când testul logic are valoarea logică adevărat, al treilea este cel selectat, când testul logic are valoarea logică fals. Se va calcula în foaia de calcul statistica câți elevi sunt promovați și câți sunt corigenți. Numărul de elevi promovați se va calcula folosind funcția count_fill. Primul argument este grupul de celule L4-L23 al foii de calcul clinic, iar criteriul este promovat. Numărul de corigenți se va calcula folosind o formulă asemănătoare. Sarcină de lucru, în foaia de calcul statistică, numărați câte medii se regăsesc în următoarele intervale. Datorită gradului de dificultate al acestei sarcini, vom exemplifica pentru primele 3 intervale. Felicitări! Astăzi ați învățat cum să creați o statistică folosind formule. Mulțumesc pentru atenția acordată!